O recuperare bună aici și se dă penalti. Așa mi s-a părut și mie, împins. E roșu. E roșu pentru Antoche. Al doilea cartonaș galben. Iată ce meci, de ce meci are parte centralul acestei partide, Florin Miron. E pus la pământ aici Alex Manea. O mână imprudentă acolo a lui Antoche. Știe când să cadă Manea. Și în 10 oameni va juca Petrolul. Rus, capitanul Utei, își asumă, capitanul și golgheterul Utei își asumă executarea acestui penalti. Popa nu a reușit să înscrie din 3 ocazii mari. Să vedem dacă de la punctul cu VAR o poate face Ciprian Rus. Rus și e gol! E gol! Petrolul 1, UTA 1. Rus reușește să înscrie al 7-lea lui gol pentru UTA în această stagiune. O partidă mult mai grea pentru Petrolul decât s-ar fi așteptat probabil. Iar în 10 oameni va fi și mai dificil. Revedem faza penaltiului. Pune acolo o mână pe el Antoche. A fost pe minge Tordai. Un pic dacă era mai jos acest balon.